După două zile în care au fost raportate 26 de decese în rândul pacienților infectați cu SARS-CoV-2, astăzi autoritățile buzoiene din sănătate au anunțat încă 12 decese. În bilanțul epidemiologic de azi apar 252 de noi îmbolnăviri și o reinfectare cu coronavirus. Între timp, numărul vaccinărilor a scăzut drastic. În ultimele 5 zile s-a ajuns la o cifră de 3 ori mai mică față de situația înregistrată săptămâna trecută. Astfel, ieri, la nivelul tuturor centrelor din județ, s-a ajuns la doar 1100 de buzoieni care s-au vaccinat cu prima doză. Potrivit DSP, până acum peste 120.000 de persoane s-au vaccinat cu prima doză, aproape 79.000 sunt la a doua doză de seră anticovid, iar peste 14.000 de buzoieni au primit a treia doză.